Președintele Klaus Iohannis a declarat că România stă extraordinar de bine în ceea ce privește campania de vaccinare și că s-a intrat într-o fază nouă cu imunizarea în care s-a renunțat la birocrație. Iohannis a spus că astăzi în România se va depăși numărul de 100.000 de persoane vaccinate anticovid, potrivit informațiilor primite de la Valeriu Gheorghiță. Am vizitat centrul de vaccinare de aici, de la Spitalul Militar, și pot să spun că sunt foarte plăcut impresionat. Este organizat impecabil, cu toate că este în condiții de container, deci centru improvizat. Am aflat că ieri și astăzi s-au vaccinat deja peste 500 de persoane de aici, din Constanța. Este un lucru excelent. Am intrat realmente într-o fază nouă cu vaccinarea. Avem maratoane, avem centre deschise non-stop la spitalele militare, unde cei care doresc să se vaccineze se pot pur și simplu prezenta și se vaccinează. Am renunțat practic la toată birocrația și începând din această săptămână, din sfârșitul acestei săptămâni, toate centrele de vaccinare din toate localitățile, din toată țara, sunt deschise pentru vaccinare, fără preaviz, fără anunț prealabil, fără înscriere pe platformă. Oricine se poate prezenta direct la centru și se poate vaccina. Suntem în situația foarte bună, în care avem suficiente doze pentru a intra în această etapă. În paranteză fie spus, noi stăm noi în România extraordinar de bine cu această campanie de vaccinare. În altă parte, lucrurile sunt încă în organizare și nu cred că sunt multe locuri unde cetățenii se pot duce pur și simplu la vaccinare. Urmează noi și noi acțiuni. Sunt planificate centre cu prezență non-stop, 24 de ore. Sunt planificate maratoane de vaccinare. Toate centrele vor fi deschise. Am aflat de la domnul colonel dr. Gheorghiță că astăzi vom depăși 100.000 de persoane vaccinate într-o zi și vom ține ritmul și, dacă este nevoie, îl vom crește, în așa fel încât în cel mai scurt timp un număr mare de cetățeni români și cei rezidenți aici să poată fi vaccinați. Este, pe de altă parte, evident că cifrele pe care le primim zilnic sunt pe zi ce trece mai bune. Avem mai puține persoane noi infectate, avem mai puține persoane la terapie intensivă, avem mai puține decese, sper să scăpăm cât mai repede de acestea. Însă nu vreau să ne amăgim singuri. Pandemia nu a dispărut. Virusul este în societate. E foarte clar că până când avem un număr mare de români vaccinați, trebuie să respectăm în continuare restricțiile. Dar reiau apelul meu. Haideți să ne vaccinăm ca să revenim la normalitatea noastră pe care ne-o dorim atât de mult.